Bună dimineața tuturor! Eu sunt Florin și azi despre primul cuplu ce se prefigurează în Casa Iubirii. Abia a trecut o săptămână din noul sezon și deja am avut parte de primul sărut, așa că logic ar fi ca acest sărut să se transforme în curând într-o relație, pe rând de durată. Cea mai neexperimentată fată este și cea mai grăbită, ea făcând pași într-o săptămână cât alții într-o lună, ceea ce nu este neapărat rău, dar la avansul pe care l-au luat în această cunoaștere, nu văd cum ar mai putea da înapoi înainte ca această cunoaștere să se transforme într-o relație. La cum îl cunoaștem pe Radu, nu se va da înapoi, mai ales acum când deja a văzut primele reacții din mediul online și va vedea că printre cei mai apreciați concurenți se află și Cristina. Probabil, în mintea lui, se va gândi că a pus mâna pe o mină de aur și cu siguranță va încerca să profite din plin de acest lucru, doar că va avea o mică problemă. Habar nu are să întrețină o relație, iar asta ne-a demonstrat-o din plin sezonul trecut. Probabil se gândește că Cristina îi se potrivește mănușă. Nu are niciun pic de experiență, este naivă, nu știe nici ea să sărute, așa că nu va observa că și el se află în aceeași situație. Oare așa să fie? Chiar atât de naivă? Eu nu aș paria pe acest lucru. În ritmul în care avansează lucrurile între ei doi, mai că vine să cred că până la sfârșitul sezonului vine și primarul în emisiune și îi întreabă dacă de bunăvoie și nesiliți de nimeni. Situația dintre ei doi îmi aduce aminte de o știre citită acum câțiva ani despre care se spunea că este un caz real. Deși mie greu să cred așa ceva, dar ca și banc și tot merită spus. Doi tineri, soț și soție, căsătoriți de câțiva ani, se prezintă la doctor spunându-i: domn doctor, deși suntem căsătoriți de atâția ani, noi încă nu am reușit să facem un copil, deși ne dorim foarte mult acest lucru. Doctorul le pune câteva întrebări, își dă seama cât de naivi erau și îi întreabă: bine măi, voi ați încercat de toate, dar dragoste ați făcut? Iar răspunsul prompt al lor a fost: ce este aia, domn doctor? Cam atât momentan, până data viitoare, vă doresc o săptămână minunată!